ați venit la McDonald's! Organizat de către mine acasă pentru familia mea. Astăzi o să gătesc mâncare ca la McDonald's. Puteți să-mi apreciați tot meniul. După câte puteți vedea, sunt foarte pregătită. Acum mergem fuga la magazin să facem toate cumpărăturile necesare și apoi o să primim clienții care și o să fie cei mai duri critici. Am ajuns la supermarket și am hotărât să încep de la veselă, cu toate că am o listă foarte mare de cumpărături. Îmi iau așa pahare, îmi iau și niște șervețele și cred că cam atât. Mergem mai departe. Pentru restaurantul nou am nevoie și o tavă de cuptor nouă, de la reducere, o iau pe asta. Cartofi pai. Luăm și nuggets. Ketchup. Îmi iau și un sos pentru burger. Îmi iau chiple pentru hamburger. Cartofi de McDonald's fără cola. Suc de mere pentru Happy Meal. Am revenit cu cumpărăturile și începem pregătirile. Așa. Prima ce o să prepar nuggets și cartofi friți. Sau cartofi pai. Pun cartofi împreună cu nuggets la un loc. Apoi avem așa cărniță pe care trebuie să o prăjim. Mirosim. Nu miroase nimic. Deci e ok. Aragazul l-am pornit și să trecem la prăjit. Prăjim. Aici este gata. Cartofii toți sunt gata. Deci totul este deja pregătit. Deja rămâne doar să așteptăm primii vizitatori. Casă liberă! Oh, ce mulți vizitatori! Ce doriți să comandați? Eu vreau cartofi și hamburger. Dar din băuturi? Suc de mere. Ok, revin imediat. Începem de la cel mai complicat, cel puțin pentru mine. Facem hamburgerul. Trebuie să tăiem așa foarte atent ca să nu se rupă. Yeah! Am reușit. Și ce include el? Așa, este de la hamburger. Începem să strângem hamburgerul nostru. Mița. O aranjăm așa aici frumos. Sper să nu uit niciun ingredient. Acum avem nevoie de castraveți murați. Aranjăm așa frumos și eu așa aici. Acum ceapa. Tăiem ceapa, sper să nu plâng. Nu tai tot pentru că eu nu reușesc. Am foarte mulți clienți. Adăugăm ketchup-ul. Așa. Este gata. De ce așa greu?
Mai aveți mult? O, clienții deja sunt nemulțumiți. Gata, vin. Așa, cartofi. Porție medie. Vin! Și sucul. Mulțumesc! Casă liberă! Mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua, vă ascult! Nuggets 6 bucăți și Happy Meal! Ce sandwich și ce băutură doriți la Happy Meal? Suc de mere și cheeseburger! Ok, comandă primită! Așa, cheeseburger, am nevoie de cașcaval, castraveți murați, ceapă din nou și ketchup. Să începem! Cam este buțită. Sper să nu observe clientul. Yes, am reușit pentru că deja una am stricat-o. Uitați-vă aici. Prima când am tăiat-o, am rupt-o. Și cu siguranță avea să mă critique clientul. Așa, acum avem nevoie de cărniță. Uitați să văd care este. Așa, aici. Mergem. Acum, castraveți murați. Din nou. Wow! Din câte îmi dau seama, se deosebește de hamburger doar prin cașcaval. Deci aici mai este și cașcaval. Acum trebuie foarte atent. Ah, am stricat-o. Uitați-vă că aici merge așa, cașcavalul, apoi castraveții. Ok. Repetăm din nou. Pierdem timpul. Clienții acum se enervează. Foarte atent. Trebuie să scot cașcavalul să nu se rupă. Deja s-a rupt. Încerc să deschid a doua bucată de cașcaval. Una deja este stricată. Oare cum o fac ei? Așa. Yes. Așa. Acum ketchup și ceapă. Ceapa trebuie tăiată în bucăți mici. Deja plâng. Încă puțin. Așa, cheeseburgerul este gata. Acum să trecem la cartofi. Porție mică pentru Happy Meal. Cât că de ajuns. Facem economie. Începem să strângem Happy Meal-ul, cartofii sunt. Este. Așa, ce mai lipsește? Sucul de mere. Mai repede. Și jucăria. Cred că pentru fete este. Să sperăm. Mine nu se închide. Vedeți ce McDonald's la mine, că nici nu se închide pe pinion. Ah, sucul de obicei cred că trebuie separat. Da? Și ce-a mai venit clientul? Da, mariți. 6 bucăți, numărăm. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Mai aveți încă mult? Vin! Happy Meal, sucul, paiul, și un sos cadou. Sper să-mi apreciați munca. Mulțumesc! Casă liberă! Bună ziua! Un Happy Meal. Ok, cu ce sandwich și cu ce băutură? McToast și suc de măr, salată primăvara, chicken macrab, sandwich Royal Deluxe, cola, dublu cheeseburger, nouă nuggets. Ok, sper să reușesc. Văd că afacerea merge cu succes. Sincer să fiu, cam am uitat deja comanda care este, dar o să încep de la salată. Sper să-mi amintesc pe parcurs. Așa. Și așa. Salata este primăvara, toate legumele deja sunt spălate. Și salata este gata. De ce așa greu? Dacă nu greșesc, 9 nuggets. Așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Așa, este. A, și cartofi să nu uitați. Porția e mare. A, ok. Este. Chicken macrab este cu... De acesta wraps, corect. Așa, avem nevoie de nuggets, salată și roșii. Să nu mă critice foarte dur. Ups. Chicken macrab este și încă puțin și comanda este gata. Cum trebuie să fac Royal Deluxe? Să începem. Este! Yay! Două felii de cașcaval, roșii, castraveți, salată, ceapă, cașcavalul. Cred că mulți v-ați pus întrebarea de ce o mână este cu mănușă și una nu. Nu știu de ce singură, nu știu. Așa, a ieșit așa. Este una aici, apoi din nou cașcavalul. Așa îl punem, așa, aici, aici, ceapa și salata. Așa. Putem și să mâncăm puțin. Puțină ceapă, ups. Punem și sos. Ce sunet. Așa. Este. Încă puțin, a mai rămas încă cola și Happy Meal-ul. Cola. Poftim. Și acum ultima Happy Meal-ul. Am nevoie de
mac toast, deci se face doar cu cașcaval. Super, o să fie foarte ușor și repede. Eu sunt uimită, se primește tot mai bine și mai bine și tot mai repede. Deci, liber mă pot angaja la McDonald's să lucrez. 1, 2. Este. Este. Acum cartofii. Și așa jucăria. Să iau din acesta. Poftim. Poftim. O, mulțumesc, în sfârșit, foarte greu. Sper că am reușit și acum să trecem la părerea celor mai duri critici. Să vedem dacă le-a plăcut ceea ce am pregătit sau nu. Aici, da? Deschideți și ziceți ce părere aveți. Dacă se aseamănă sau nu cu mâncarea de la McDonald's. Wow. Eu... Da, uitați-vă, chiar și jucărie este. Mickey. Haideți, faceți să vedem ce este înăuntru. Wow! Un wow! Deci noi trecem la mâncare, dar la jucării. Wow! Ah. Wow! Bibă! Și acum, haideți, mâncarea gustăm. Da, seamănă cu cartofii de la McDonald's. O, super! Deci un punct ușor pentru mine. Următoarea mâncare. O, chiar așa? Gustos? Ce frumos! Important să fie gustos. Și frumos tot. Asta. Seamănă sau nu prea? Doar sincer. Da. Seamănă? Ok, încă un punct. 3 puncte deja le am. Acesta este chicken McWrap, pe care Nicolas deja îl degustează. Salata, ambalajul, lasă de dorit. Dar conținutul? Cum? Sare este puțină. Deci iese că este minus un punctișor. Următorul critic a comandat suc. E gustos? Yay! Un punctișor în plus. Hamburgerul. Desfă și gustă, te rog. Și zi cum îți pare. Seamănă cu cel de la McDonald's sau nu? Da! Copiii niciodată nu mint. Și cartofii gustăm. Super, trecem la următorul. Următoarea este Sofia, care a comandat McNuggets, 6 bucăți. Gustă și zice părere ai. Așa. Deci nu prea. Am înțeles, sincer. Probabil e sincer. Hai sucul. Gustos. Ok, merge. Nu eu l-am făcut, deci doar l-am turnat. Cred că de asta și este gustos. Hai, merge mai departe. Hai, pe mie. Uite, ai și jucărie, tu vezi? Da, voi. Cred că este cheeseburger. Gustă și zi. Gustos. Da? Gustos. Yay! Încă un punctișor pentru mine. Și cartofii. Super. Și jucărie deja nu eu am făcut-o, dar oricum sunt curioasă ce este acolo. Wow! Încă un dinozaur. Wow, foarte ce drăguț! Iată, la această notă se închide restaurantul nostru. Dacă credeți că eu astăzi m-am descurcat, atunci aștept de la voi like-uri și neapărat să vă abonați. E ora să închidem restaurantul. Dacă o să acumulăm multe like-uri, atunci o să mai deschidem și alte restaurante cu noi bucătari. Vă zic la toți, pa, pa, pe curând! Now that I'm looking back, I can see all the signs.
hands, I tried to fill in.